CSM Târgoviște a câștigat disputa cu Nadejda Orenburg și a făcut-o în stil de mare campioană. Publicul prezent a fost și el la înălțime, încurajându-și favoritele pe tot parcursul celor 40 de minute de joc. La final, victoria la 3 puncte diferență a fost savurată din plin. Fanii au rămas minute bune în sală pentru a-și aplauda jucătoarele preferate, iar ca un răspuns pe măsură, acestea au făcut turul sălii. Cu 60 de secunde înainte de final, toată sala a fost alături de echipă și a asistat la un moment istoric. Prima victoria CSM-ului din Euroliga Feminină de basket. Încă dinaintea jocului, mascota echipei CSM Târgoviște, Kindy, a anticipat o victorie a Târgoviștei. Vrei să fii optimist sau pesimist? Cum vrei. Optimist, cred că va lua bătaie. Ba nu, eu sper să bată. Sper din tot sufletul să bată. Hai, Kindia! CSM Târgoviște! Fetele care au asigurat momente de relaxare când tensiunea era în floare, în pauză și pe durata time-out-urilor, s-au bucurat împreună cu echipa de acest prim succes. Una dintre majorete a fost sigură că Târgoviștea va obține un succes important. Păi, CSM Târgoviște va câștiga, normal, ca de obicei. Cum le vei susține tu pe fete? Păi, aș putea doar cu prezența și oricum ele vor câștiga pentru că sunt cele mai bune. Fanii din tribună au fost alături de campioana României și ei au anticipat primul succes al CSM-ului în această stagiune de Euroligă. Bate, normal! Bate, de-aia am venit să-i vedem, venim mereu, venim cu fetele noastre. Și ați venit cu bilet astăzi? Cum? Ați venit cu bilet? Da, normal. Păi da, fără. Cum vi se par prețurile? Foarte bune! Foarte bune! La nivelul lor...